Pentru că deasupra apei formează așa o poșghiță și atunci... O peliculă. Bună ziua, dragilor! Bună! Bine v-am găsit la un nou videoclip. În primul rând, vrem să vă spun că suntem foarte, foarte bucuroși pentru că am făcut peste 1000 de abonați! Mulțumim! Și suntem foarte, foarte bucuroși și vă mulțumim foarte mult pentru că vă uitați la noi și că ne scrieți comentarii și ne face să continuăm. Să începem! Astăzi ne-am decis să facem un videoclip foarte drăguț despre, o să vă spună soția mea. Produsele pe care le folosim pentru cea mică, le-am așezat într-o cutie, cea mică momentan doarme. Foarte, foarte multe. Și am zis să profităm de timpul acesta. Dacă am omis ceva, o să vedem. Noi am încercat să le punem pe toate în această cutie. Dacă am omis ceva, voi nu o să știți. Asta este răspuns. Am văzut acest produs care este cel mai mare și la îndemână pentru mine. Acesta este detergentul cu care noi spălăm hainele bebelușei pentru mașină spălat. Este de la Ariel, se numește Ariel Baby. Este ok, este bun, important este să curețe materialul, nu miroase foarte puternic, așa sunt cele pentru bebeluși. Noi am mai încercat și varianta aceea Teo Baby și aceea a fost ok, dar am trecut pe aceasta până la urmă. Da, și spune aici că este testat dermatologic. Înseamnă că ar trebui să fie foarte bun și sănătos pentru pielea fetiței noastre. Mai ales că cei mici la început au pielea mai sensibilă și atunci trebuie să îi ferim de anumite produse. Da. Și acum trecem la al doilea produs. Trecem la partea de schimbat a bebelușei. Avem o aleză. Este împăturită, dar ea este mult mai mare, pe care o schimbăm pe cea mică. Nu avem o masă de înfășat sau de schimbat. Asta e luată din Carrefour. Este un set, costă în jur de 25-30 de lei. 10 bucăți, dacă mi-amintesc eu bine. Bineînțeles, partea de scutece. Am trecut de la Huggies la Pampers. De ce am făcut această trecere? Pentru că aceia păreau că nu mai sunt ok. Se întâmplau de foarte multe ori accidente cu cea mică. Și tocmai de asta ne-am gândit să trecem la altceva. Aceștia miros foarte frumos și avem vreo 2-3 zile de când îi folosim și totul a decurs bine până aici. Da, fetița noastră are 8 luni jumătate. Și folosim numărul 4 de la Pampers, Pampers Pants. Acestea sunt foarte, foarte, foarte bune. Pune deoparte. Tot așa, pentru schimbat, avem șervețelele acestea uscate și de la Lidl. Acestea le folosim și în alte scopuri, să o ștergem pe cea mică la guriță după ce mănâncă. La funduleț, la guriță, când se mătrește pe mânuțe. Sunt 100 de bucăți și au 3 straturi. De la Sien, de la Lidl. Foarte, 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 foarte bune! Ajungem acum la partea de șervețele umede. Avem tot așa de la Lidl, l-am mai folosit de la Huggies, de la Lidl. De la Pampers. Acesta, pe acestea le avem în casă și de asta vi le arăt. Da, și acestea nouă ne plac pentru că nu sunt excesiv de umede. Următorul produs. Tot așa, folosim, bineînțeles, cremă, dar nu de fiecare dată pentru bebeluși. Bepanten, crema aceasta am folosit mai mult la început. Dar bebelușa noastră... Spune! Bebelușii noastre nu i-a făcut prea bine această cremă, așa că am schimbat-o, am folosit foarte puțin ea, după cum observați, pentru că are 8 luni și e aproape plină. Și am trecut pe alta, luată din bebetei, recomandată pe un grup de mămici, care a fost mult mai bună pentru cea mică. Este cu extract de cătină, aceea a fost 8 lei, dacă nu mă înșel. Da, 7-8 lei, cremă pentru copii cu ulei de cătină, extract de pătlagină și oxid de zinc. Bebeușa nu a avut foarte multe probleme cu iritația de scutec, doar la început, în prima lună, a avut, să spun așa, oare ce probleme. Și atunci am căutat soluții. În momentul acela nu am mai șters-o cu șervețele umede, era spălată de fiecare dată. Și foloseam o cremă, pentru că aceasta nu mergea, am folosit-o pe cea cu produse naturale. Așa că tot vorbeam de curățare, de tot ce ține de acest lucru, avem și aceste, cum se numesc asta de, că nu știu, cotule? Dischete de machiant. Dischete de machiante, pe care le folosim și pentru bebeluș, să ștergem la ochișori. Bineînțeles, trebuie să-i curățăm și nasul celei mici, tocmai de asta avem o batista bebelușului. Avem varianta aceea clasică, am considerat-o mult mai utilă. Bebelușa
nu o folosește foarte des, doar atunci când este cazul. Batista Bebeluș, aici scrie Ariana, probabil este brandul sau nu știu. Batista Bebeluș am cumpărat-o de la farmacie. Dinainte să se nască cea mică, le-am achiziționat să le avem în casă. Bineînțeles, avem și serul, care folosim tot așa pentru a curăța năsucul, ochișorii. Ser fiziologic. Nu știu dacă se vede. Cam așa arată, aici sunt trei sticluțe. Pentru partea de băiță, noi am folosit până acum gelul acesta de la Bioderma. Este atât pentru corp cât și pentru păr. Și pentru față. Observ, da. Și aici spune că nu irită ochișorii, ceea ce este adevărat, vă confirmăm. Cea mică nu plânge oricum la băiță. Da, nu a plâns niciodată, suntem norocoși. Tocmai de asta acest produs eu zic că este unul foarte bun. Data viitoare când o să-l cumpărăm, o să luăm varianta aceea cu pompiță, pentru că acum Selena este mare și e mai ușor de folosit. Fiind în ambalajul acesta, e destul de greu de deschis, de folosit, mai ales că cea mică nu mai stă într-un loc cum o făcea odinioară. Da, trecem la următorul produs! Mai avem tot așa de la Nivea, pe acesta l-am primit de la Botez. Tot așa un gel de duș. Aici spune că este șampon, nu? Soft shampoo de baie. Șampun și baie. Adică e 2 în 1. Este și șampun și spumă de baie. Așa. 2 în 1. De acesta nu știu ce să spun. L-am folosit o singură dată și nu prea mi-a plăcut. Pentru că deasupra apei formează așa o pojiță. Și atunci o peliculă. Nu, doar am spus și eu. Nu te-am corectat. Am adăugat doar. Atunci noi îl folosim pe acesta la baie să o spălăm pe cea mică pe mânuțe. Nu o spălăm pe corp și pe cap cu el, dar... Îl avem și pe acesta. Trecem mai departe. Avem și de la Dove. Bineînțeles, un șampon și o loțiune de corp. Da, e frumos. Cu loțiunea respectivă îi facem masaj. Deci, cu acesta nu am spălat-o până acum pe cap, dar urmează. Urmează, că sunt din același set. V-am arătat acest... Dove Baby. Dove Baby. Avem, bineînțeles, și un ulei. Dar am luat și cremă pentru că, din punctul meu de vedere, mai ales vara, uleiul rămâne așa cumva lipicios, uleios și atunci e mai ok o cremă. Da, aici spune că se numește Mustela și este luată de la farmacia Helmet și chiar ne-a plăcut foarte mult, este foarte, foarte bun și mai avem jumătate din el. Acum că vine anul timpul rece, o să începem să-l folosim din nou. Ce mai avem aici? Aproape goală cutia. Avem pudra. Baneocin, pe care am folosit-o mai ales la început, pentru buricul celei mici. Și este foarte, foarte bună. Am folosit-o de fiecare dată, nu știu, când îi apare o ciupitură, trece imediat. Da, folosește și pentru funduleți, când se irita, este foarte bună. Chiar vi-o recomandăm. Și ultimul produs este vitamina D3! Bam, 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 bam. Inițial am avut-o pe cea de la Seco. Acum o avem pe aceasta, nu a găsit-o la farmacie pe aceasta, Alina. Dar doamnele mi-au recomandat-o pe aceasta. Am luat-o de la o farmacie, nu mai știu cum se numește, Sensiblu, de la Sensiblu. Se vede? Nu știu cum se vede. Cei mici au nevoie de vitamina D și atunci noi dăm celei mici dimineața așa câte o picătură. Da. Cam asta a fost în cutia noastră cu produse pentru cea mică. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru că ne-ați urmărit și de această dată și sperăm că v-a plăcut videoclipul nostru. Dacă aveți recomandări de produse pe care le folosiți pentru bebelușii voștri, vă rugăm să ne scrieți în secțiunea de comentarii. Vă mulțumim încă o dată, vă pupăm și ne vedem data viitoare. Vă pupăm! Pa! Pa!